Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Fermierii continuă protestul. Zeci de tractoare au rămas parcate peste noapte în Piața Mare a Dunării Naționale. Manifestanții cer întrevederi cu conducerea țării. Cum comentează protestul premierul Dorin Răgean? Vă spunem în jurnal. Guvernul a dat aviz pozitiv la proiectul prin care Republica Moldova va renunța la sărbătoarea de 9 mai, iar sfârșitul celui de-al doilea război mondial va fi marcat pe 8 mai. Subiectul s-a lăsat cu noi replici între premier și bașcana găgăuziei Irina Vlah. Noastră ocupă poziția a treia în grupa de calificare. Fermierii continuă să protesteze în Piața Mare a Dunării Naționale și invită autoritățile la negocieri. Aceștia au cerut o întrevedere cu șefa statului Maia Sandu, dar și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. De asemenea, agricultorii spun că doresc să discute și cu premierul României Marcel Ciolacu, care efectuează o vizită de lucru în țara noastră. Deocamdată niciuna din aceste întrevederi nu a fost confirmată. Ceea ce solicită astăzi agricultorii înseamnă încă 700, cel puțin 700 de milioane de lei. Domnul vicepremier Bolea a prezentat la Bruxelles calculele necesare ca eventual Bruxelles să ajute cu această situație. Astăzi vom discuta cu agricultorii în continuare ce putem face mai mult decât atât. Fermierii spun că dacă autoritățile îi vor ignora, atunci vor protesta masiv cu tractoarele în centrul capitalei. Într-un comunicat, Asociația Forța Fermierilor mai acuză guvernul că o parte din sumele pe care le vehiculează ca fiind bani suplimentari pentru susținerea ramurii sunt eronate și, de fapt, reprezintă datoria statului la subvenții pentru dosarele depuse încă în 2022. Precizăm că ieri în fața guvernului s-au fost parcate aproximativ 150 de tractoare. Guvernul a aprobat politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Proiectul a fost votat la ședința de astăzi a executivului. Cel mai importante modificări în acest an, în politica bugetar-financiară, este centrarea sau focusarea pe oameni. Noi trebuie să înțelegem că avem un deficit de forță de muncă calificată. Guvernul lucrează ca să investească în forța de muncă, să-i crească productivitatea, așa încât să creștem salariile, veniturile la buget și din veniturile de la buget sustenabil să putem să creștem salariile și pensiile la celelalte categorii sociale. Politica bugetar-fiscală sau fiscal-bugetară pentru anul viitor presupune mai multe deduceri personale, mai multe cheltuieli deductibile în favoarea angajatului. Presupune de asemenea achitarea cheltuielilor pentru dobânzile plătite de către angajat pentru proiectele imobiliare. Asta va constitui o alternativă eficientă și o suplimentare la proiectele legate de finanțarea anterioară a cumpărării de imobile pentru familii. Acum, alte cheltuieli legate de personal, cheltuieli legate de asigurări sociale, cheltuieli legate de asigurări medicale și așa mai departe. De la aeroport la spital, un cetățean străin a fost internat de urgență la spital după ce a sărit de pe treapa unui avion. S-a întâmplat noaptea trecută. Gestul disperat al bărbatului a urmat după ce polițiștii de frontieră au inițiat mai multe verificări ale pasagerilor de pe ruta Antalya-Chișinău, pentru că nu avea actele în regulă și nici nu și-a putut justifica prezența în țară. I-a fost interzis accesul în Republica Moldova. Supărat, acesta a sărit peste trapă. Imediat după incident, străinul a primit primul ajutor medical, iar ulterior a fost transportat la spital. Potrivit medicilor, viața acestuia este în afara oricărui pericol. Polițiștii de frontieră urmează să stabilească toate circumstanțele acestui caz. În același timp, pentru nerespectarea regulilor de transportare a pasagerilor, compania aeriană riscă o amendă contravențională de până la 15.000 de lei.
Crimă la beție în raionul Orhei, un bărbat și-a bătut până la moarte amicul de pahar după ce între ei s-ar fi iscat o ceartă. Victima, în vârstă de 46 de ani, a decedat pe loc. Suspectul a fost reținut în scurt timp pentru 72 de ore. Totul s-a întâmplat ieri în localitatea Ghetlova, după ce au consumat alcool. Între victima și amicul său din aceeași localitate s-ar fi iscat un conflict care a degenerat în bătaie, soldată cu deces. Potrivit poliției, în urma cercetărilor preliminare, s-a stabilit că victima de 46 de ani ar fi decedat din cauza loviturilor în regiunea capului, cel mai probabil provocate de un obiect dur, lucru confirmat și de către medicul legist. În scurt timp, oamenii legii au reușit să rețină suspectul. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor intenționat. Dacă îi va fi demonstrată vinovăția, bărbatul riscă să-și petreacă tot restul vieții după gradii. Au fugit de urgia războiului, iar apoi și de la părinții ei din Transnistria, care justificau invazia rusă. Este istoria unei femei din Odessa, care alături de cei 3 copii ai săi și-a găsit liniștea la centrul pentru refugiați din sectorul Râșcani. În preajma zilei refugiatului, oamenii își deplâng soarta, condamnă orgoliile politicienilor care le-au schilodit viața și se roagă pentru pace. Elena Șarapova a venit din Ucraina, iar mai bine de un an locuiește la centrul de plasament din sectorul Râșcani. Femeia credea că își are viața aranjată, avea o casă în Odessa, unde împreună cu soțul își creșteau cei 3 copii. Ziua de 24 februarie 2022 i-a împărțit însă viața în până la și după. Говорили, що буде війна, но я в моїй голові не було такого, что она может быть. В моей голове было, что это невозможно в современном мире. Две страны, которые, как они раньше говорили, мы говорили, братские народы, и они могут прийти с войной. Я не верила в это вообще. A trecut printr-un adevărat calvar, iar acum nu-și poate aminti de cele trăite fără lacrimi în ochi. Războiul a prins pe soțul său în Grecia, iar ea, imediat cum au început bombardamentele asupra Ucrainei, și-a luat cei 3 copii și, ajutată de un prieten, au venit în Moldova. Inițial au mers la părinții săi care locuiesc în Transnistria. La scurt timp însă a decis să-și caute un alt refugiu, deoarece nu mai suporta atitudinea propriei familii față de război. Deși agresiunea rusă i-a schilodit viața propriei fiice și a nepoților, părinții săi se lasă în continuare influențați de propaganda Moscovei și justifică invazia din Ucraina. Просто верят в то, что там говорят. Вот верят и без вариантов. И что же, это же они говорят, ну послушай, что же они говорят. Это у вас там не такие неправильные люди, а они правильные. Acum Elena locuiește cu cei 3 copii într-o cameră de la centrul de plasament. Și-au amenajat încăperea cum au știut mai bine și sunt recunoscători că aici au găsit sprijin și susținere. В принципе, в этой комнате есть все. Есть кухня, кухонная зона, есть гардеробная, спальная зона, игровая зона. Отдельная комната для старшей дочки. Елена încearcă să își câștige și bani pentru existență. Când copiii mai mici sunt la grădiniță, iar fiica e ocupată cu orele online, Elena coase haine. Я шью купальник. Вот этот мой купальник, такого же цвета я буду шить своей дочке купальник и подружке чёрный буду шить купальник. Potrivit datelor oferite de Ministerul Afacerilor Interne, de la începutul războiului în țara noastră au ajuns aproape 650.000 de cetățeni ucraineni. În jur de 100.000 dintre aceștia au rămas în Moldova. Un bărbat a fost reținut după ce a tras pe sfoară mai mulți locuitori ai capitalei. Individul în vârstă de 40 de ani apela victimele și se dădea drept om al legii, iar sub pretextul unor pretinse accidente rutiere, cu implicarea rudelor acestora, le cerea bani pentru a-i scăpa de răspundere. Potrivit poliției, suspectul este un cetățean străin în vârstă de 40 de ani. Acesta este cercetat în 3 cazuri de escrocherie, înregistrate în sectorul botanic al capitalei. Potrivit anchetatorilor, după ce reușea să amăgească victimele la telefon, bărbatul mergea personal la domiciliile lor pentru a ridica banii. Suma totală a pagubelor înregistrate a fost estimată la peste 350.000 de lei. În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au stabilit că individul avea și complici care se află în afara țării. Potrivit legii penale, bărbatul riscă până la 8 ani de detenție pentru escrocherie. Cabinetul de ministri a vizat pozitiv inițiativa legislativă a deputaților PAS de a transfera ziua comemorării și reconcilierii în memoria celor căzuți în celul de-al doilea război mondial, de pe 9 pe 8 mai.
Totodată, conform avizului guvernului, ziua de 9 mai va rămâne ziua Europei și va fi zi de sărbătoare nelucrătoare. Potrivit proiectului, inițiativa are scop asocierea Republicii Moldova la comunitatea statelor democratice de pe continentul european, care sărbătoresc victoria la data de 8 mai. Autorii inițiativei spun că își propun să rectifice ambiguitatea istorică menținută de guvernele precedente prin instatarea asupra datei de 9 mai de încheierea celui de-al doilea război mondial, potrivit modelului sovietic, dar și să excludă confuzia care încă persistă între data reală, 8 mai, de încheierea celui de-al doilea război mondial pe continentul european, pe de o parte, și cea de 9 mai impusă de fosta URSS. În pofida protestului Bașcanei Găgăuziei, Cabinetul de Ministri au avizat pozitiv inițiativa legislativă. Noul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, se află astăzi la Chișinău, împreună cu fostul șef al executivului de la București, Nicolae Ciucă. Cei doi oficiali români vor avea întrevederi cu conducerea țării. Conform agendei, Nicolae Ciucă s-a întâlnit de dimineață cu președintele Parlamentului Igor Grosu, iar în scurt timp cei doi vor susține o conferință de presă comună. Iar la guvern, premierul Ciolacu are o întrevedere cu omologul său, Dorin Recean. Iar la Chișinău s-a aflat șefa diplomației de la București, Luminița Odobescu, iar a reiterat faptul că România va ajuta Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Iar Nicu Popescu a declarat că țara noastră misează pe sprijinul României pentru ca până la sfârșitul acestui an să deschidem negocierile de aderare la UE. Pasiunea pentru porumbei a făcut faimoși în toată țara. O familie din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, crește peste 500 de porumbei, iar colecția de înaripată este pe cât de diversă, pe atât de colorată. Asta îi costă mult timp și eforturi, dar și minimum pentru tone de cereale pe an. Pe Victor Covalenco nu l-am găsit acasă, dar excursie prin gospodăria familiei ne-a făcut soția acestuia, Galina. Cea mai mare mândrie din curtea lor sunt porumbeii. Au o colecție de invidiat cu peste 500 de păsări la număr. Pasiunea îi aparține bărbatului, care este vrăjit de hulupi încă din copilărie. El mi-a spus că el zice, eu eram mic și socrului tare nu vroie ca el să fie hurbar, că înainte tare se furau holubii. Și el zice, ei nu cumva să apucă pe o altă cale, știți, și a alungat de una. Dar el zice, eu îi țin minte și holubii care îi ține tata. El avea vreo 6 ani, el spune, 6 ani avem, când eu mă uitam și bunica îi spune, și el mai mare hulbarea și încă tine, îi spune el socru. Soții au peste 40 de ani trăiți împreună și tot atât are și această ocupație. Iar dacă la început Galina era puțin geloasă pe înaripate, cu timpul s-a resemnat cu faptul că o parte din iubirea și timpul său, soțul o dedică frumoaselor păsări. Acum, femeia este la fel de pasionată de creșterea porumbeilor și are speciile sale preferate. Am și eu a miei, iacobini. Cei mei preferați? Da, ei au așa un guler frumos. Am duduș a miei care îmi plac, pavlini care au o coadă frumoasă, ei am un soc am ascuns, aceștia sunt a miei. În colecția gospodarilor se regăsesc și alte rase, basarabeni, jucători de Chișinău și iacobeni, fiecare cu specificul său. De exemplu, achermanii sunt foarte greu de crescut. Aceștia au un cioc mic care nu le permite să-și hrănească puișorii, dar le vin în ajutor alți porumbei. Te uiți că eu lăsat, eu abandonat, înseamnă că trebuie să iei puișorul, să-l duci la maternitate, este o specie de hulugi care îi hrănesc. Dacă vezi că asta soțul bate un ou, al strică, al încarcă cu pipetca și îi dă în gură, îi hrănesc. Asta e tare greu de lucrat cu dânșii. Așa cum în ultima vreme tot mai puțin se decid să crească hulupi, oamenii își fac griji că în curând nimeni nu va mai alege acest hobby. Mai ales că pasiunea nu este deloc ieftină. Potrivit gospodarilor, anual cei aproape 500 de porumbei au nevoie de peste 4 tone de cereale. Ministerul rus al apărării susține că a doborât 3 drone lansate de ucraineni în apropiere de Moscova. Oficialii ruși susțin că aparatele de zbor ținteau obiecte din capitală, dar atacul a fost dejucat și nimeni nu a fost rănit. Fotografii cu resturile ale dronelor au fost publicate pe Telegram de guvernatorul regiunii Moscova. Andrei Vorobiov susține că resturile aparatelor doborâte au căzut în apropiere de dispozitivele
unei unități militare. Deocamdată, Kievul nu a comentat informația. Acesta nu este primul caz în care Rusia acuză Ucraina că lansează atacuri cu drone asupra teritoriului său, inclusiv asupra Kremlinului. La începutul lunii iunie, serviciile secrete americane au anunțat că în spatele atacurilor stă o rețea de partizani și simpatizanți pro-ucraineni, iar dronele ajung în Federația Rusă pe bucăți prin canale de contrabandă. Atmosfera incendiară aseară pe stadionul Zimbru din capitală. Naționala Moldovei a răsturnat orice calcule și a obținut una dintre cele mai frumoase victorii din istorie, scor 3-2 împotriva Poloniei lui Robert Lewandowski. Eroul tricolorilor a fost atacantul Ion Nicolaescu, care și-a trecut în contul dublă și a devenit golgheterul all-time al primei reprezentative. În urma acestui succes, selecționata pregătită de Sergei Kleshchenko ocupă poziția a treia în grupa de calificare. Minute. Milik a deschis scorul cu un șut din interiorul careului după o pasă a lui Lewandowski. În minutul 34, cei doi jucători polonezi au schimbat rolurile. Milik i-a pasat atacantului Barcelonei, care a dublat avantajul oaspeților cu un șut bine plasat. La vestiare s-a intrat cu scorul de 2-0, însă în repriza secundă, Naționala Moldovei a reușit o revenire senzațională. Fluierul de final a stârnit o imensă bucurie printre fanii prezenți în tribune, dar și pe străzi. Foarte supărați după acest eșec, fotbaliștii polonezi nu au dorit să ofere declarații în fața reprezentanților presei. Atracția serii a fost atacantul Robert Lewandowski, care a decis să coboare din autocar pentru a veni în fața suporterilor cărora le-a oferit autografe. Eu personal aș vrea fiecare meci să fie cu tribunele pline, să fie un număr cât mai mare suporteri, pentru că toți înțeleg că oamenii au venit pentru Lewandowski, pentru Zelenski, nu au venit pentru Rață, Repciuc sau nu știu cine. Sincer, eu aș vrea oamenii să se tragă spre noi, nu spre adversar. Oamenii să se tragă spre noi, oamenii să fie aproape, să nu ne critique, pentru că oamenii ce știu a face să ne critique mereu. Că noi suntem slabi, că noi suntem așa. Da, frate, scuze-ne, cu păreri de rău, poate uneori asta e nivelul nostru. Noi vrem să jucăm mereu doar la victorie. Selecționerul Sergei Kleshchenko a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor la pauză, când scorul era 0-2 în favoarea polonezilor. Am spus numai 3 cuvinte. Am spus, haideți, nu avem nimic să pierdem mai departe. Haideți să mai întâlnim echipa Poloniei mai sus și să facem presiune mai sus. Băieți, s-au ascultat și au făcut corect. V-ați supărat? Nicolaescu v-a depășit? Nu, eu l-am felicitat primul. Când eu ieșit de pe teren, eu primul cine o felicitat pe dânsul. N-a fost obținut în anul 1994 împotriva Țării Galilor. În urma victoriei, tricolorii au urcat pe poziția 3 în grupa E preliminară și păstrează șanse reale la calificare. Următorul meci, Moldova, îl va disputa în deplasare pe 10 septembrie, împotriva Codașei Insulele Feroe. Astăzi este cea mai lungă zi din an. Fenomenul cunoscut ca și solstițiu de vară marchează începutul verii astronomice, perioadă cu cea mai lungă durată de lumină naturală. Din acest motiv, astăzi este celebrată și Ziua Mondială a Soarelui. Sărbătoarea a fost instituită de către Societatea Internațională pentru Energie Solară, cu scopul de a sensibiliza populația globală, referitor la posibilitățile alternative de utilizare a energiei solare. În același timp, în emisfera sudică, oamenii marchează începutul iernii. Solstițiul reprezintă un eveniment astronomic ce are legătură cu mișcările Pământului de în jurul Soarelui și de rotații în jurul propriei axe. Potrivit astronomilor, Soarele este o stea în vârstă de 4 miliarde și jumătate de ani. Soarele are un diametru de 139 de milioane de kilometri și o masă de 2 miliarde de tone. Temperatura la suprafața Soarelui este de aproximativ 5500 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Următorul buletin de știri în limba rusă începe la ora 14:45. Să aveți o zi cât mai reușită!